Dacă am ochii roșii, o să vă rog să mă scuzați. Iar am adunat mai bine de 12 ore în fața unui monitor. Ce să mai zic? Cam am reușit să mă dau de gol până și în fața invitaților. Nu faci tu procesarea, o dai cuiva să o facă. E, o, îmi pare rău că te dezamăgesc. Eu o fac de când m-am apucat de chestia asta respectiva cu 20 de ani. Să surprins. Nu știu, ăsta e un defect. Dar nu mai am ce să mai vindec la vârsta asta, că la 48 de ani e greu să mai schimb ceva. Deci eu ieri, ieri am avut un șoc din asta. Așa. am zis că nu mai lucrez eu pe videouri ca să le fac eu așa de bine. Că până acum îi le dădeam la băiatul meu așa. și nu era mulțumit și mă băgam eu pe ele să le fac, știi? Așa. Și umbli la fiecare mică chestie, mică, 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 păi, știi? da, da, Deci da, da. e nasol să fii perfecționist, e nasol și mi-am promis că nu. Accept faptul că nu este bine. Aolea, cât A, cât ți-a luat să ajungi la maturitatea asta uh, intelectuală? 25 pentru... de ani, mai 25 de 25 ani. O să fiu foarte sincer, mi-am permis să mă răsfăț de-a dreptul, avându-l invitat pe unul dintre cercetătorii mei favoriți, fizicianul Cristian Presură, absolvent a două facultăți, electrotehnică și fizică, doctor în optica fizicistării solide, inventatorul unui prototip de senzor optic care măsoară pulsul, parte din orice ceas inteligent azi, autora două bestselleruri, Fizica povestită și o călătorie prin univers și, nu în ultimul rând, creator de conținut pe YouTube. Deci, tânăr și plin de viață din orice unghi l-ai privi. Ai prins treapta a doua? Am prins treapta a doua. Ce curs? liceu ai făcut, Cristi? Liceul înainte era Mircea cel... Stai să nu... Nicolae Bălcescu, în cu Vâlcea. Acum ah, este Alexandru la Aha. Deci s-au schimbat și acolo numele. S-au schimbat, da, din cauze politice. Mai da, nu ce fia? cu Bălcescu ce au avut? Că era... Nu știu, nu mă Poate că, că Bălcescu îl înlocuise pe la Hovarii pe vremea lui Danicu și au revenit, cum s-a întâmplat și la noi. Păi, a, a fost... Nu că asta mă încurcasem eu. Am, am avut un alt liceu foarte bun în oraș, liceul uh, 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 Roită, Vasile Wright Și aia avea o conotație politică. Că Ei, Vasile Wright a fost unul pe la 1933, mă rog. Sigur, ne aducem și... aminte. A tras da. pe, aici, pe la CFR. Da, da. și uh, a devenit liceul Mircea cel Bătrân, recent. Aha. Mă rog, recent. Cu mulți ani în urmă. Da, da, da. 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 Și în București de a existat acolo. un Nicolae Bălcescu, fost Sfântul Sava. De înțeles de ce, pe vremea comuniștilor au renunțat la sfinți, pentru că erau doar doi, unul de gen masculin <laughs> și unul de gen feminin. Îi știm foarte bine, Sfântul Neanicu și Sfânt, Sfânta Țațaleana, sigur. Auzi, tu știi ce am pățit eu când eram în clasa a doua? Ne-a pus rog. să desenăm. Ne-a pus să desenăm în clasă. Pe cineva, un por și eu habar n-aveam să desenez, dar habar n-aveam. Și m-am apucat să desenez poza lui Ceaușescu, două aveam în față, știi? Că știi că fiecare clasă avea poza e, lui Ceaușescu. E cum, normal, bineînțeles, da, Și eu a... foarte atent, așa, desenez poza lui Ceaușescu. Băi, când a venit învățătoarea și m-a văzut, zice, Cristi, ascunde foaia, ascunde-o. Dar de ce? Tu trebuia să spui din respect, domne, din respect. <laughs> Îți dai seama că nu știam. Ce Cristi, te rog eu frumos, niciodată să-l nu mai desenez pe tovarășe, Nicolae, de decât, decât dacă ești Sabin Bălașa, doar atât exact. Uite, vezi și n-am ajuns Sabin Bălașa Păi vezi, ai ratat șansa asta Deci talent la desen n-aveai, Cristi? N-am avut talent la desen Nici, iar eu. Cu pro... Nici tu? Tu ce-ai să desenez? Pământ, orice am încercat să desenez Trebuia să scriu sub ce încercam să desenez Auzi mă, dar uite, tu ai fost Măcar ai făcut ceva cu literatura eu nici la asta n-am mers bine, pentru că mi-aduc aminte în clasa 12 -a, când ne-a pus ca să scriem despre o poezie acolo, știi? Așa. Și nu mai știu care autoria, că mereu îi încurc. Și la un moment dat am început eu o poezie așa. Iarna pe uliță. Cred că era Alexandrima. Iarna pe uliță, Buciumul sună cu jale. <laughs> Era profa de română, zice. Critice, dar tu deloc nu le ai cu poezie. No. Și a zis, doamna profesoară... Eu vreau nu. să fiu DJ, zice... doamnă. Le mixez. <laughs> 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 și zic eu... Și eu aveam o mare problemă cu ăsta, cu Nikita Stănescu. Pentru că Nikita Stănescu spuse, scrisese atunci o poezie. Shakespeare a creat lumea în șapte zile. Așa. Și zic, ce mă interesează pe mine, doamna dirigintă, cum a făcut Shakespeare lumea? Zici, eu nu bă, am niciun fel. <laughs> nu puteam ca să înțeleg. Deci nu puteam să înțeleg. Nichita cu poezia, nu putea să le înțeleg. Ai fost tu pe partea -a asta -a. mai uh, practică? Din da, ce ai da, fost... vezi că acum citesc poezie. Deci acum, după mai mulți ani, vine nevoia asta naturală de artă, de altceva decât formule seci. Dacă îmi permiți, a venit mai devreme. Dacă îmi să folosesc o metaforă de mi-a venit acum fix în minte, acum ești o poezie. Cel puțin vorbesc <laughs> foarte serios acum. Eu ți-am dezvăluit faptul că te apelez în calitate de admirator pentru întâlnirea de astăzi și de abonat la canalul tău de YouTube, pe care îl recomand cu dragă inimă tuturor. Am am avea cu toții o viață, nu știu dacă neapărat mai bună, dar mai, mai frumoasă și mai ușor de înțeles cu siguranță. Pentru că nu ne mai pune atâtea probleme la care nu găsim răspuns, pentru că acum eu nu vreau să dau vina pe nimeni. Dar uh, mi-am adus aminte de tine tocmai pentru că suntem în perioada uh, examenelor acum, evaluare națională, urmează bacalaureatul și mă gândeam că e un moment bun să... Ne aducem aminte și de sistemul educațional așa cum l-am prins noi și de așa cum e acum și de așa cum sperăm să fie într-un viitor măcar. Și prin prisma faptului că tu acum trăind în Olanda poate că ești mai apropiat de sistemul educațional de acolo, deci ți-e mai ușor să faci o comparație. Nici pe vremea noastră școala nu era așa să te atragă cum atrage astăzi Fortnite-ul, de exemplu, generația copiilor noștri. Deci, prin urmare, oamenii au foarte multe întrebări la care nu găsesc răspuns. Nu mă miră, de nicio culoare, să văd că se întreabă, de exemplu, sar și eu acum de la una la alta. Cum de e posibil să vedem Carpații din București într-o zi anume în care, mă rog, am prins condiții atmosferice bune și nu e ceață și așa mai departe. Pentru că pământul, spui tu, este curb și n-ar trebui să vedem Carpații sau din ce cauză? Nu contează ce, spui ce spun eu. Trebare. Eu am văzut că în America procentul e în creștere. Și mă Acelor refer acum la cei care nu prea sunt de acord cu ce gândim noi doi. Tot mai mulți români încep să se trezească la realitatea pământului plat. Da. Bine, curbura pământului trebuie să o calculezi. Dar dacă nu mă înșel, este ceva de genul cu câțiva metri corba, cu, co, co, coboară pământul la câțiva zeci de kilometri. Deci trebuie să mergi 10 de kilometri și curbura că pământului scade cu câțiva metri. Da. Câți kilometri sunt de la București la. Uh, Primii la Buceci. La Bucegi. Păi să zicem că sunt vreo cât, sunt 100? până la Sinaia, 100 și ceva de kilometri. 100, 100 de kilometri, da? Deci da. asta înseamnă că uh, dacă la fiecare 10 de kilometri coboară cu câțiva zeci de metri, deci uh, practic curbura coboară cu câțiva sute de metri. Câteva dacă de metri. de sunt Da, da. 2000 da, da. de metri. Da? Deci e clar că îi vezi încă. Nu știu, domnule, eu vreau să fac fă calculul făcut cu ochii mei. Păi pot să ți-l fac, <laughs> dar nu aici. <laughs> dar să știi că asta ar fi un video mișto de făcut. Da, pentru că atunci e logic. Înțelegi că e normal ca să vezi munții de la București, chiar dacă curbura pământului există, pentru că munții sunt foarte nasi 2000. 2000 de metri și atunci că se văd. This is how I found out. Okay, my mom's a sex friend Randall was over and I was playing with his record collection. He knocked me right in the mini fridge, but when I came up, I was holding one of the records. The shape of the record? Flat. Guess what record it was? Guess what record it was? I don't know. Who was the biggest band of 1971? Earth, Wind, and Fire. And what <laughs> was Earth, Wind, and Fire's album cover? Look at this. A, a pyramid. The symbol of the Illuminati. Yeah. And who's the drummer for Earth, Wind, and Fire? Don't know. John Paris. And what group is from Paris? The Templars. And when did the Pope kill them? Don't Friday the 13th. And who's the bad guy on Friday the 13th? Jason? Freddy Krueger. Or Freddy Krueger. And who played Freddy Krueger? Robert England. And what do you call an apartment in England? No idea. A flat. And who lives in an apartment in England? What Satanist? Harry Potter. And what what month did Harry Potter go to school to become a professional Satanist? That's beyond September. me. September. And who, what band had their biggest hit with a song called September? Earth, wind and fire. De ce crezi tu că prind din ce în ce mai mult teren teoriile astea ale conspirații? Cred că sunt mai multe lucruri În primul și în primul rând cred că prindeau și înainte Adică nu trebuie să ne mințim Dacă merg la mine în sat când eram eu la țară câte conspirații aveam Păi mi-aduc aminte de o babă M-a dus mamaia așa, 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 zi, 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 zi că mi îmi plac poveștile avea, astea avea o Mamaia car care te-a închis bine. în camera de la drum, de ea vorbim da, așa. da, da, cea care m-a pus să citesc Biblia Forțat, știi? Păi, și, dacă și tu dus, nu voiai... <laughs> <laughs> Și m-a dus și mi-aduc aminte de băbuța aia, avea o carte veche și era plină de simboluri pe care eu le vedeam magice. Nu știu dacă era de astrologie, de ceva de genul ăsta, știi? Aha. Și plină, plină, plină de simboluri și încitea citea din cartea aia viitorul, știi? Să nu fi fost mătarot că... ceva. Ba, nu am, că da, era nu minte să-mi aduc aminte o carte plină de simboluri magice. Mi-a Asta mi-a rămas în minte, așa, așa, așa. știi? Nu mi-aduc aminte de babea cealaltă din colț care ghicea în nuci, dacă nu mă înșel. În nuci era, da. De-aia nu mi-aduc aminte. Așa. Deci existau, chestiile astea existau în sat înainte, dar existau foarte mult. Numai că pe vremea aia nu era internetul. Sigur. Înțelegi? Băbuțele astea spuneau în sat, dar nu scriau pe Facebook, știi? Pac, așa pac, așa pac, așa. Știi? Deci nu exista internetul ca să, se rostogolească, ca să, se, informația să asta. se rostogolească informația. Exact, știi? Am înțeles, da. Asta Sigur. este. Hai Dar azi de să știi că fascinația mi-a rămas. Adică fascinația aia, lucrurile rostora misterioase, am rămas. Și asta îmi place efectiv și acum. Deci Trebuie tu să zici recunosc. că un motiv ar fi faptul că există internetul și informația se rostogolește mai ușor și e tentantă. O conspirație e tentantă. Te, te atrage. Da. Te da. atrage poate mai, mai tare decât da. o informație. E, e și... Da, pentru că de multe ori are, 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 cum să zic eu, aspectul ăsta de, de neștiu, de necunoscut, de a explora, Secret. de, de, secrete, exact. Ai văzut cum film, sunt filmele alea de polițiști, știi? Când uh, trebuie să descoperi ce se întâmplă, știi? Are aspectul ăsta și aspectul ăsta de a trage în mod natural. Thank you for, for NASA, which everybody knows actually means not always telling truths. Uh, my question for you is we all know for a fact that the earth is flat okay yeah. but is there a general consensus as to how thick it is because no the reason being like say i'm digging a hole because i got to bury a few dogs right. am i just dropping a garbage bag of dogs into outer space Nu, cred că, sincer să fiu aici, se face prea mult antam pentru ceea ce nu există în realitate foarte mult, pentru că dacă e așa pe bune uh -huh. și faci efectiv o statistică, o să vezi că, nu știu, cred că mai puțin de unul dintr-o mie crede cu adevărat în așa ceva, știi? Numai că este atât de exotic ideea asta că cineva crede, în ceva ce evident este fals, că evident pământul este rotund, e atât de exotică ideea asta, încât oamenii ăștia primesc mult mai multă atenție decât ei, de fapt, contează în realitate. Că și la mine l-a lasat, încă o dată, dacă merg și fac acum o statistică, acum, nu acum, când eram eu copil. Aha, știi? azi, azi. <laughs> azi știi? Păi astăzi cred că azi descoperi de mai multe lucruri. 100 de cazul pământului rotund nu cred că o să am niciun fel de surpriză. Cred că totuși, acum la mine în sat, aproape toți cred că pământul e rotund. Acolo Zici? nu cred că am surprize. Da. Da, bine, exceptând faptul că dacă te duci la cârciumă și în uh, procesul acțiunii... Cred că depinde <laughs> cât ai, ai ciupit. <laughs> exact. aia, 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 se exclude din statistică. Spune-mi, bănuiești și pe care susțin, mă rog, vorbesc de aia care sunt mai sus și au venit cu Hai să. Nu vreau să jignesc pe nimeni acum. Am venea să zic și o asta, știi? Uh -huh. A venit cu această observație: că pământul n-ar fi rotund. Îi bănuiești pe ei că ei, de fapt, sunt conștienți uh, că. Uh, S-ar putea să-i bănuiesc pe unii dintre ei, pentru că este adevărat că unii dintre ei folosesc chestia asta ca să iasă în față. Uh -huh. Știi? Ca să capteze atenția. Uh, este modul lor de a capta atenția. Poate că ei în viață au încercat și alte lucruri și n-au reușit, știi? Dar prin modul ăsta ies în viață. Și să știi că s-ar putea, dar să știi că există și o altă realitate mai tristă, de exemplu, de care iarăși nu se prea vorbește, știi? Dar mai apare din când în când la suprafață. Există, de exemplu, preoți care își pierd credința în Dumnezeu, Sigur. dar care continuă să fie preoți, știi? Sigur, pentru da. că este un șoc și pentru ei și pentru familia lor și pentru tot, știi? Deci Și probabil că așa se întâmplă și prin Flat Earther. Unii dintre ei care le-am dat, da, domnule, m-am convins, dar știi ceva, mă știe toată lumea că țin cu pământul plat, hai că nu o să zic acum că pământul e rotund. Sunt curios de ce ar crede ei că sunt mințiți. Adică încerc să mă pun în mintea oamenilor întotdeauna. Când cineva are o impresie, nu sunt genul de om căruia nu-i place să judece alți oameni, dar e curios să vadă dacă n-ar putea să învețe ceva punându-se în mintea lor. Și încerc să mă pun în mintea lor să-mi dau seama, probabil că, în cele din urmă, conspirațiile astea au legătură cu faptul că oamenii s-au descoperit mințiți de-a lungul vremii da. și și-au pierdut da. încrederea, unii dintre ei în niște instituții, alții în niște persoane care poate reprezenta un reper pentru ei, unii în sisteme și. Mă întreb dacă nu cumva de aici pleacă povestea, oamenii să simțiți mințiți, nemai având acces sau nemai fiind tentați să aibă acces la informație reală, ne fiind ajutați să descopere beneficiile educației, pentru că e și aici o poveste. Nimeni nu arde de nerăbdare să citească, de exemplu. Trebuie tentat cumva. Gândește-te când eram și noi mici. Da. Așa nici, e. nici, tu n-ai vrut, vrut, să citești Biblia de până nu te-ai închis la casa de la Domnul. <laughs> exact. Recunoaște. Și bine a făcut o că am citit o cu atenție vă toată. <laughs> și mă, întreb dacă nu fi de aici toată povestea și atunci oamenii pleacă de la premiza asta. Domne, noi suntem mințiți și orice pentru că e, e, frumos să croiești teoriile astea, că ele iau, pleacă, pac, pac, pac și da, da, domne, da. Ia uite, domne, să vezi că așa e. Să știi că îți dau dreptate și e o vorbă românească și să-mi aduci tu aminte că eu sunt plecat de 20 de ani din România când spune că te super ca puncte puncte pe sat. Așa este, da. Ca văcarul pe sat, să zice. Ca văcarul pe sat. N-am vrut să zic că că poate nu era așa vorba. Da, ca văcarul pe sat. Așa aduc Ideea eu. este că tu, tu într-adevăr, cineva te minte pe tine și tu, în mod normal, ar trebui să te superi doar pe el. Numai că supărarea este așa de mare încât te superi pe toți și ai senzația că toți te mint. Aha. Deci, probabil că și asta joacă un rol. A, și asta, asta, sincer să fiu, uh, mă lovești și eu în, în lupta mea cu, cu mă rog, cu uh, asta pe care le duc eu cu știința. Uh, în momentul în care tu crezi că o parte din știință nu este adevărată, ai tendința ca să generalizezi și la restul. Aha. știi? Uh, și, uh, și văd chestia respectivă. Știi, de exemplu, la chestiile care sunt cu, cum să zic eu, cu 5G-ul, știi că mulți oameni, multor oameni le e frică. În mod natural de. Pentru de că nu cunosc tehnologiile 5G. exact. Nu pentru cunosc tehnologia nu cunosc. și Asta nu știu dau este... niște răspunsuri. Din da. nou e probabil că își pun niște întrebări la care n au răspuns. Cum eu cred că e și cazul celor care cred cu adevărat, pentru că eu sunt convins că sunt și oameni care cred cu adevărat, că pământul e plat. Uh -huh. Și ei și-au pus niște întrebări, dar nu au găsit răspunsuri. Nu au găsit răspunsurile care să-i convingă pe ei. Exact. Știi? Dar exact. adevărul e că, într-adevăr, sunt și foarte greu de convins, știi, la un moment dat. Pentru că mai există și o altă chestie psihologică, anume când tu te identifici cu teoria respectivă, tu o faci partea identității. Hai să -ți spunem, să-ți dau iarăși un exemplu care poate e puțin deplasat, dar argumentează punctul ăsta de vedere, care vine din credință, știi? Okay. În momentul tu când crezi, tu te identifici cu Dumnezeul tău. Deci este o, o chestie de profund, profund uh, adâncă, știi, de da, identificare. Da, da, da. Și în momentul când cineva vine și scri, uh, critică o parte din Cartea Ta Sfântă, să spune în Biblia și spune, măi, ok, noi e de vreau, uite pasajul ăsta din Biblie, știi, mie nu mi se pare că e corect, știi. Tu te-ai identificat așa de mult cu credința încât Dar aperi și pasajul respectiv. Da, exact, știi, aperi și pasajul, chiar dacă... Un om care se uită din afară și zice, măi, e ok, e ok, deci Dumnezeu tău poate să fie adevărat. Dar pasajul respectiv, știi, pasajul respectiv, nu cred că e adevărat, că nu are cum, știi? Uh -huh. Deci tu, tu, tu scoți chestia că identificarea ta o faci mult mai mare. Asta în, în psihologie are un termen, eu l-am găsit în mai engleză la Antonio Damasio, și nu știu cum să-l traduc în românește, dar ok, l-am tradus așa, eul extended extended me Da da da, eu extins me. da. Da, exact, știi? Și, da, da. și la asta la asta mă, 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 mă... De asta mă lovești și eu atunci când, de exemplu, încerc să-i conving pe oameni, măi, oameni buni, e ok să vă speriați de boli cardiovasculare, este ok ca să vă speriați de cancer, sunt lucruri foarte serioase, știi, uh -huh. dar încerc să-i conving că radiațiile astea electromagnetice, care sunt, da, noi le numim radiații 5G, 4G, 3G, sunt unde electromagnetice, știi? Da. Până acum nu avem niciun fel de indicii că asta ar fi foarte periculoase, știi? Așa este Deci, cumva, nu extinde eu ăla și nu-ți fie frică de tot. Atunci când au apărut termometrele, la intrarea în diverse spații închise, urmarea pandemiei pe care o traversăm cu toții, sper cu bine, a apărut povestea asta că termoscanarea înseamnă de fapt implantarea de chipuri 5G. Și mi-am adus aminte că chipurile astea. Am văzut cartea lui Elon Musk undeva în stânga ta, acolo. Da, și da. așa mi-am și adus aminte de chipurile astea, pentru că el, de exemplu, încearcă o poveste foarte interesantă prin care, mă rog, speră să i dea de da, cap reparații la nivel de creier, care să știe că e puțin mai dificilă spre aproape imposibil până în momentul de față, adică acolo când se strică, se strică și cam asta e. Da. Cipurile astea până la urmă știu că îi sunt alocate lui Bill Gates, deci cumva n -au, n -au, deși sunt Elon Musk se ocupă mai... cu implementarea de cipuri, văd că s-au dus la Bill Gates. Încerc să-mi dau seama de unde, când a fost aruncată cine, ce raționamente a făcut cu Macroid. Păi, în primul și în primul rând, că e chestia psihologică, da? Spaimele apar față de ceva nou, care tu nu cunoști, uh -huh. da? Deci, termoscanarea a apărut dintr-o dată, oamenilor li s-au. A văzut pistolul respectiv și au zis, aoleu, ce face asta cu pistolul, știi? Da. Elon Musk și-a lansat proiectul de Neuralink, așa asta se vorbeam. Neuralink, exact. despre asta vorbeam, cred că în urmă cu un an jumate, poate în urmă cu doi ani. Deci este ceva nou. Și el spune acolo, într-adevăr, vrem să introducem, el nu le-a spus cipuri, da. vrem să introducem niște electros cu care să citim neuronii și chiar să putem controla neuronii. Ei, chestia asta a sărit imediat în mass media. Îți instalează cipurile să-și citească mintea și să ți controleze mintea, știi? Exact. Să afle exact. că eu țin încă cu sportul studențesc, deși echipa nu mai are nicio legătură cu ce era odată. Îți dai seama ce secrete se vor afla. Da. Ei, eu am lucrat în domeniul ăsta și știu care este adevărul. Eu, de exemplu, am citit gândurile oamenilor. Așa. Cu o mașină. Wow. Da? Aveam un, uh, un om, da? care se uita la un telefon mobil și telefonul mobil avea cifrele 1 2 3 4 5. În același timp omul respectiv avea o cască pe care eu o pusesem pe cap cu electrozi. Se numește electroencefalogramă. OK. Da? Ei, și eu citeam că encefalograma, Detectai nu pe ce numere emoții. apăsa omul, deci nu pe ce numere că omul nu apăsa pe numere, omul doar se uita la numere, se uita la 1 2 3 7 8 și eu detectam cu casca mea la ce număr se uita omul și formam numărul de telefon. Deci se uita la telefon da, și tu nu vedeai nimic la ochi, că telefonul era pus departe, știi? Și eu știam din casca, că hoi, se uită la 3, Pac, formam trei. Se uită la patru. Formam la patru. Și formam numărul de telefon în locul lui. Și omul la sfârșit ce zicea? Zicea, băi, ce chestie extraordinară, dar cum ai făcut? <laughs> și ne <mi> ai zis, <laughs> sunt mentalist. <laughs> da, am luat-o mă la întâmplare, cum să o fac? Am nimerit-o și eu odată. Ce tu ești pacientul cu numărul 12.470 și ești primul la care am nimerit. <laughs> așa făceam. Îl lăsam așa vreun sfert de oră și el, cum să zic eu, sora așa, știi? Da, da, da. Până Bun. când îl făceam să înțeleagă da. că orice magician are o tehnică a lui, că nu folosește niciun fel de magie. Iar tehnica mea era în felul următor. Așa. Cifrele la care se uitau eu ele erau luminate. Da. Numai că frecvența luminii, apropo, asta este o tehnică folosită deja. Deci nu e ca să zică că divulg ceva. Chiar a fost folosită tehnica am și am găsit-o într-un alt articol. Și deci, lumina respectivă, uh, licărea... La o anumită frecvență, la 20 de Hz, de exemplu. Becul 1 la 20 da, de da, Hz. Da, da, da. Becul numărul 2 la 30 de Hz. Becul okay. numărul 4 la 25 de Hz. Frecvența respectivă nu se vedea, pentru că era dincolo de uh, procesarea vizuală. Deci tu dacă te uitai, nu te se dai seama că becul îi cărea. Frecvența era puțin mai mare. Ah, ok, Înțelegi? da, da, da. Nu detecta ochiul, da, da. Înțeleg, exact. da. Dar frecvența exista, iar neuronii procesau informația, iar frecvența respectivă se vedea în semnalele electrice. Aha! Am înțeles. Da, și în da, semnalele da. electric, vedeam e 25 de Hz. Ok, s-a uitat la 5. 23 <laughs> <laughs> de Hz. Ok, s-a uitat la 2. Bun, 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 bun. Ceea ce însă a făcut Elon a fost o chestie foarte bună. Este în special pentru pacienți. Pe de o parte, pacienții care sunt cu dizabilități și nu pot să acționeze, omul a introdus uh, o, o zonă de electrozi care avea până la 1000 de electrozi. Uhum. Fiecare electrod fiind de, nu mai știu, câțiva micrometri diametru. Da, Așa deci fel, aproape invizibil. Și... Aproape invizibil, da. Ca să nu-ți lovească vasele de sânge. Sigur. Pentru că dacă îți intră și îți lovește vasele de sânge, e extrem de periculos. Periculos, sigur. Or, omul a construit un aparat extraordinar în esență, omul echipa lui, da? Sigur. Care, pe de o parte scana foarte bine zona și băga electrozii unul câte unul, electrozii având câțiva micrometri diametru, în așa fel că să nu lovească niciun vas de sânge. Într-o operație care dura multe ore bune, pentru că trebuia să bagi o mie de electrozi, o chestie extraordinară, înțelegi, după care închidea locul, că am uitat să spun că în craniu făcea o gaură, după care trebuia să-l închidă la loc, știi? Punea un, un chip uh, care comunica wireless cu telefonul mobil, da? Bineînțeles cu echipamentul. Și atunci, ce făceau electrozii respectiv? Ei puteau să facă două lucruri. Fie să, se, să citească voltajul care exista pe electrod și să-l trimite la aparatul de citire, fie să pună un voltaj pe electron, electrod. Și aici sunt cele două avantaje. Primul este că dacă ai un om cu dizabilități, omul se gândește la un lucru, neuronii încep ca să se să, să, să descarce electric, electrodul citește descărcarea electrică, trimite informația la... Telefonul mobil, și de acolo pleacă, să spunem, la brațul care este metalic. Și felul ăsta, omul, prin gândul lui, își mișcă, mișcă brațul. Sau invers, pacienții de epilepsie. Pentru că pacienții de epilepsie, la un moment dat, știi că poți să și mori. Că ai o epilepsie, caz jos și ești inconștient pentru 10 minute și poți să ca și poți să mori. E foarte gravă problema asta a epilepsiei. Ori se știe că epilepsia, la un moment dat, poate să fie suprimată dacă tu introduci o tensiune electrică. Deci, dacă cumva într-o zonă apare. Un semnal de epilepsie, vorbesc da. foarte simplificat, știi, da. într-o epilepsie neuronii încep să oscileze toți în fază, știi? Și în momentul când de detectorii tăi detectează neuronii că oscilează în fază, în momentul respectiv trimit un semnal electric și semnalul ăla imediat distorsionează neuro -ă, neuronii și tot semnalul ăla în fază se autodistruge, știi? Și atunci tu nu mai capezi epilepsie. Și asta e foarte important, că tu dacă ai aparatul ăsta, el detectează că tu ai putea să ai un atac de epilepsie și imediat suprimă epilepsia. Iar Iarăși o chestie extraordinară, da? E, oamenii n-au citit chestia asta să vadă cât de utilă este. Păi unde să o citească Cristi? S-a uitat imediat pe acel articol de pe internet care spune așa, Elon Musk a creat un sistem care vrea să pună conștiința pe internet cu ajutorul unor chipuri implantate. Titlu, avea un titlu bun. Să știi că tot Ei cu un titlu un am vândut și eu primele 1500 de ziare în viața mea când aveam vârsta de 17 ani. Tot cu un titlu bun. Până n-am dat un titlu bun, n-am vândut nimic. Așa am debutat în media eu când aveam 17 ani. Eram în clasa 11-a. Tu terminai. Erai atunci a... Urma sau, să dai bacalaureată și... În și, și exact, plecai în armată. Da, exact. exact. Da. Și ce titlu ai pus? Uh, -ai nu mai minte? Nu mai mi-aduc aminte de primul <laughs> titlu exact. Dar cert e că n-avea un titlu așa prea ofertan și am zis, bă, nu, trebuie să schimbăm. Articolul, am, ci am citit toate articolele, l-am depistat pe la care vorbea despre, cred, posibilitatea unor cutremure în Europa de Est, deci și România, și titlul era ceva, te treceai pe lângă el. Dar în text se pomenea la un dat, cu tremură în România, semnul întrebării, nu știu ce cutare. Uite, mă, ăsta e titlul, zic, gata. Și am început să strig precum pistruiatul, dacă îți mai aduce aminte în film, cu striga cu ziarele, așa. Când am început să strig cu tremur în România, cu ziarele și ea făcea unde, arătăm. Și eu desfăceam articolul și arătăm cu mâna exact acolo, unde scria despre, știi, că nu, nu permiteam să înșel pe nimeni. Bam, 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 știi cum s-au dus unul după altul, 1500 de ziare imediat, după ce în primele două zile nu vândusem nimic. Nu mai... Și uite, așa ți se-a schimbat viața. Uita, că dacă era cineva atunci să te roage să rezolvi o integrală pe foaie de hârtie, încă o, știai. A, o făceam, da, da, da. Puteam că eram, eram După clasa ziarul, 11. <laughs> pe ziarului, știi? Nu mă ruga integrale. nimeni integrale, poate. Integrale nu, integrale da, mă ruga <laughs> poate cineva. <laughs> da, mă, era... Da, nu, eu... Ai dreptate eu ce zici. Eu dau circunstanțe atenuante pentru că știi că e greu să faci primul milion în business. Și nu se discută cum faci primul milion în business, așa se spune. știi? Deci ai și tu această circunstanță atenuantă. Așa este, mai ales că eu nici nu l-am făcut încă, deci stau liniștit. <laughs> <laughs> sunt ok, sunt absolvit de păcat. Deci implantarea, zici că de aici, crezi că, a, de la articolul legat de lansarea lui Elon Musk, zici că de acolo s-a făcut conexiunea. De acolo s-a făcut, pentru că cineva, ca să facă un articol foarte popular, a spus așa, acest... Acest chip pe care îl face Elon Musk va putea face posibil în viitor inclusiv, portarea ce vă zic conștiinței, eu aici. Da, da, inclusiv portarea conștiinței de pe din creier pe un calculator, ceea ce e foarte departe de adevăr, pentru că electrozii lui Elon Musk sunt doar 1000 de electrozi și creierul are 100 de miliarde de neuroni. Păi Și permite dacă dacă Pot să spun așa. Creierul și permite să aibă atât de mulți, înțeleg. Nu cred că își permite el o masă să facă 100 de miliarde exact, de Exact, Cum ar fi el de, de miliardar, mă, să ne mai lasem mă puțin, că nu poate să fie el echivalentul creierului. Ce, doamne, iată <laughs> Exact. Deci de acolo a pornit toată ideea asta. Și ceea ce, mă rog, a zburat în direcția asta că ni se pot implanta cipuri. Da. Și adevărul este că atunci când este nevoie, ni se pot implanta lucruri, da? Avem implant cardiac, pentru oamenii care au probleme de inimă. Avem deja așa este? implantă, creier pentru cei cu probleme de epilepsie și așa mai departe. În unele cazuri chiar e util. Zici că a fost conexiunea făcută mai mult pe fondul ăsta în continuare, da. al necunoscutului. Da, da. Și cred că asta este pericolul că așa ceva va continua. Cred că va există în continuare pericolul ăsta. Pentru că probabil în continuare oamenii au foarte multe întrebări la care nu găsesc răspuns. Iar Absolut. unele dintre întrebările pe care le au... Par să fie întrebări foarte simple sau care ar fi trebuit să-și găsească răspuns în materia de liceu, de exemplu. Mă întorc acum puțin la Flat Earth. Dar dacă sistemul de învățământ n-a fost cel mai fericit și oamenii au putut să-l mai evite. N-au fost tocmai atenți pe la școală. Și sigur că unii dintre ei au șansa, de exemplu, astăzi, dacă ar citi cartea pe care ai scris-o tu, mă gândesc la fizica povestită, da. Ca să-l citesc pe Alexandru Mironov, o carte de 2 kg. <laughs> nu știam că am cântărit-o, domnul Mironov. la, <laughs> -am, am auzit în de când spunea. Fii atent, legea gravitației în acțiune, ascultă. <laughs> nu știu ce să zic, ăsta e un alt subiect. Știi că sunt oameni care în continuare nu sunt convinși că există gravitație. Uh, oamenii au dreptate, dar nu știu în ce sens au dreptate. Te rog. Știi? Pentru că adevărul este că în fizică noi nu cunoaștem niciodată ce este realitatea. În fizică noi nu avem decât modele matematice și tu știi asta foarte bine, știi? Deci, noi când spunem există gravitație, noi spunem există un model matematic care descrie gravitația. Acel model matematic are o forță, are o direcție, are un sens, știi? Dar gravitația în sine nu știm dacă există. Am definit-o De noi, un concept. Un model, exact. Pentru noi gravitația este un concept, știi? De asta zic că ei poate au dreptate, dar nu știu în ce sens au dreptate. <laughs> dar totuși, cum se întâmplă? De ce atunci când un corp, precum fizica povestită, e lăsat de la înălțime, el se duce către pământ? De ce nu rămâne acolo? De ce nu se duce în sus? Exact. Două răspunsuri. Dar răspunsul lui Newton și răspunsul lui Einstein. Te rog. Răspunsul lui Newton, avem un model matematic, și toate obiectele care au masă, asupra tuturor acestor obiecte acționează o forță și forța îl trage în jos. Și datorită acestei forțe, corpul cade în jos. Am uitat să zic modelul lui Aristotel, înainte de Newton. Modelul lui Aristotel era așa. Zice: Pământul este centrul universului. Așa este. Și pentru că Pământul este centrul universului, locul cel mai natural al tuturor obiectelor este centrul Pământului. Sigur, și de toate aceea, vor să ajungă trai... exact. acolo. Exact. Inclusiv cartea fizică povestită, inclusiv omul după ce moare, că tot la 2 metri sub pământ ajunge. <laughs> Toți vrem să devenim buricul pământului, mă. Este incredibil. Vezi ce dreptate avea Bă, nu ne satură. Vezi, mă, că nu ne satură Dumnezeu nici după ce noi și când ajungem pe patul de moarte și atunci, mă, tot buricul pământului ne dorim să fim. <laughs> Ai să -o bine. hai să o bine, bă, omul ăsta, mă. cum cuvântul meu, tot nu înțelegi. A înțelege, fost deștept, mă, când... grecul ăsta, mă, da, așa. Da, și a treia, a treia, a treilea a fost uh, Einstein, care, la care el e mai subtilă chestia. Fii atent ce spune Einstein. Dacă dau drum, mai drumul la fizica povestită, dar pot să dau drumul și la altă carte. Te rog. Uite, o să iau o altă carte a mea nouă, Astrofizica povestită. sau au nimerit una Perfect. alta. Da? Foarte bine. Și dacă le dau drumul în același timp, da? o să vezi că ele trebuie să ajungă în același timp pe pământ. Adică ar trebui să se audă un poc simultan. Corect. Hai să văd dacă mi este experimentul. Ia. Amândouă. Amândouă. Am în două. Am în două. S-a auzit un singur poc. Da. Exact. S-a auzit un singur poc. Am au căzut în același timp. Ce concluzie da? tragem noi de aici, domnule profesor? Iată. de Ia ce concluzie a tras Einstein. A spus așa. Măi, numai puțin. Corpurile cad simultan, cad simultan, cad simultan, cad simultan. Faptul că două corpuri diferite cad simultan, înseamnă că cel mai natural sistem de referință pe care tu îl poți construi este al obiectelor care cad liber. Deci sistemul de referință natural în jurul Pământului este un sistem de referință în care corpurile cad liber. În cazul nostru, cele două corpuri cad liber da? și cad cad împreună. Orice înseamnă, spune Einstein, în acel sistem de referință, deci acum imaginează-ți un lift care cade odată cu cărțile, în acel sistem de referință cele două corpuri sunt în repaus. De fapt, în timpul mișcării, cărțile lui Cristian Presură nu s-au mișcat. Ele au stat în repaus în acel sistem de referință. Așa este, așa este. Vezi, dacă a avut creier și l-a folosit... <laughs> Înțelegi? Și atunci, de ce cădem noi în jos, dar de ce ca lucrurile în jos? Pentru că sistemul de referință în jurul Pământului cel mai natural este acest sistem de referință și în acest sistem de referință toate corpurile cad jos sincron. De fapt, ele se află în repaus în acest sistem de referință. Și ăsta este experimentul pe care l-a gândit Einstein cu liftul, că tu n-ai pățit, dar eu eram odată copil și am pățit, că eu mă jucam cu liftul la un moment dat când eram copil uh -huh. și descoperisem că pot să merg cu liftul cu ușa deschisă. Cred că e singur, eu nu cred că există vreun copil care n a descoperit încă. Mă rog, poate acum cu ușile astea de se închid singure. Dar alea a de le deschideam noi... E, da, cum? da, pentru că ele pe care le foloseam noi aveau un senzor numai în podea. Așa este, și, da. Și în momentul în care ne puneam cu picioarele acolo, pe margine, <laughs> da. nu mai funcționa senzorul. Nu, tre în primul rând, anti-trebuie trebuie să spunem tuturor să nu facă așa ceva. Sigur, sigur. Deci, sigur. No Astea erau niște prostii pe care Absolut. noi le făceam să nu le facem. Deci, noi râdem că eram copii atunci, fără minte, știi? Exact. Deci, nu trebuie făcute. Exact. Dar, dar, băi, mi s-a întâmplat la un moment dat, efectiv, că a căzut liftul la un moment dat așa brusc, știi? Nu știu ce s-a întâmplat cu butoanele alea. Da. Măi, și am avut o mică spaimă, dar în momentul când a căzut efectiv, brusc, am simțit așa un gol în stomac, știi? Este, este exact acel gol de care spunea Einstein. Dacă tu, cazi cu liftul, dintr-o dată, da? tu lift te simți practic în imponderabilitate, știi? Da. Și asta e ce spune Einstein, asta este sistemul de referință. Aș fi zis cum s-au simțit oamenii aia care au ajuns pe lună, dar mi-e frică să formulez așa, pentru că știu că nu toată lumea e convinsă că acum, în 69, știi, chiar s-a ajuns. Dar știu unde au ajuns așa? Pe stația spațială internațională. Pentru că dacă te uiți pe stația spațială internațională, cea vezi, care orbitează, după vezi lui, live. Te poți Asta vrei să spui. Sunt din dormitor, mă. Sunt din dormitor <laughs> de la ONU, spune eu Cristi. Hai mă, nu știu eu pe golani ăștia. Și <laughs> sunt suspendați <laughs> cu corzi din astea, verzi, și totul așa. este pe green screen și corzile alea nu se mai văd normal și ea se distrează. Sunt într-un dormitor după ce se termină live-urile astea sau sunt live non-stop <laughs> Păi ei sunt mai tari decât noi doi Adică ce Fac facem noi doi adică, păi adică, e normal, îți dai seama că au alte computere Nu ca noi da, doi, doar asta. cât un laptop și un aparat aici legat la el no, 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 fără Absolut, discuție. absolut, știi? Și da. dacă te uiți la oamenii ăia înăuntru Acolo zici, pui mă, acolo este imponderabilitate Pentru că vezi cum lucrurile plutesc da, da? da, Dar de fapt stația spațială internațională Se află doar la 400 de kilometri deasupra Pământului. Pământul are un diametru de 12.000 de kilometri. Deci la 400 de kilometri îi simt gravitația aproape ca aici. Dacă stația spațială ar sta pe loc, da? Iar -i -i gravitație ca aici, fără niciun fel de problemă. Numai că stația spațială e un fel de lift, care este în cădere liberă. Și el cade în continuu, dar cade în jurul pământului, știi? Păi stai mă, pământul nu era plat? <laughs> Hai mă, că îmi complici că dacă, viața, mă, Cristi. Nu deci se poate, eu te-am sunat te -am să mă lămuresc și acum... Pământul e rotund și nu te-am convins, A, am o, pierdut o, le, toți abonații acum... tăi de pe YouTube și Fai de pe unde mai nu, Abonații mei, să știi că ei sunt... Uh... N-ai treabă, nu. Eu acum încerc să joc și eu un rol, poate, poate prin și eu măcar mașinist pe lângă Pavel Bartoș la, uh, mă rog, la, îmi scapă, la Odeon, că nu venea teatru în care e angajat. Dar uh, îmi place așa, îmi place discuția asta, adică știi că e frumoasă când o dai dintr-una într alta să ajungi și, a, de deci ce la cade, ca un lift, dar unde cade? Păi nu prea are să cadă, că pământul are și el o curbură și el cade fix pe lângă. Și de ce domne nu cade? De ce nu se duce? De ce nu iese din curbură, Cristi? Păi asta este motivul pentru care Pământul nu este plat, nu? Pentru că dacă Pământul ar fi fost plat, el ar fi ajuns, ajuns dincolo, stația spațială internațională și după aia ar fi căzut în hău ăla de după. Păi da. Știi? Dar dacă că se învârte așa, deasupra farfuriei, lui. cum am văzut eu, că am văzut e ca un platou din ăsta de când îl deschizi, e, bună seama, v-am adus ce ați comandat, o că cam așa arată. Așa am văzut eu că era exemplul ăsta. Păi așa se vede, așa se vede pământul în bărăgan, dacă te-ai dus în Bărăgan, ai citit ciulinii Bărăganului al lui Panaiti Strati. Sigur. Ah, ce frumoase carte are. Sigur, sigur, sigur. Și, și, când spune el că vreau să scap, vreau să scap și vreau să fug cu ciulinii în Bărăganului, știi? Că te duci în Bărăgan și nu vezi nimic decât ciuline, așa, și te uiți în depărtare, așa ți se pare, că pământul e ca un fel de oală întoarsă, știi? E o oală așa foarte mare, știi? Da, stația spațială, da, poate să fie în esență și să se învârtă așa. Cert e că nu stă locul mă, potolită asta e ideea. Asta e ideea. Și da. nest în locul atunci apare imponderabilitatea. Dar tu, zici, tu insiști că oamenii au aterizat pe lună și că steagul ăla... De, ce? de unde a făcut el faldurile alea așa? A, din faptul că atunci când au pus steagul da? exact pe suprafață și l-au înfăpt așa în pământ, -au, știi? Dat mișcare. Fluturat, -au dat o steagul a fluturat, i-au dat o mișcare. Incredibil. Iar faptul că acolo nu este atmosferă, știi? Păi ei nu știau a că trebuie să-l pun încet? nu l-a zis nimeni în Nu căști l, căști l zis că zis nimeni căște, da, da. Dacă erai tu acolo, le spune, bă, spuneam, băieți spune încet si să nu fluture, că o să creați niște probleme peste, pe o, peste o, sută de ani mai de capul nostru. Deci nu o să ce demonstrează asta? Și ce demonstrează, Andy? Asta? Că nu este posibilă călătoria înapoi în timp. Pentru că dacă ar fi fost posibilă călătoria înapoi în timp, Cineva s-ar fi fost în, ar fi să înapoi în timp și le-ar fi spus ălora de la NASA în anii 68 atunci, bă băieți, spuneți-le băilor ălora ca să nu mai fluture steagul, da. să-l spună liniștit. Da, timp, mare, ca să nu ne creeze, domnule, că acum după 50.000 de, ani că ăștia vorbesc că nu ați aterizat pe lună. Și cu umbrele de la steag. Mă rog, sunt multe probleme create acolo. Nu mai știu, era ceva legat și de praful ăla, am impresia. Că de unde a apărut praful ăla? Că dacă nu e vânt, de unde e praf? Da, de unde e praf? Cum se poate ca fizicienii așa spun ei că praful stă un milion de ani? Deci, în teoria standardă, ăstora da? care mint, care au da, da, luat da. premii Nobel, știi? Da. Uh, urma, urma lui Neil Armstrong care a rămas acolo pe lună o să rămână așa timp de un milion de ani. Pentru că nu este niciun fel de vânt, nu este cineva, o, o doamnă să spunem, care să vină să curețe praful respectiv și va rămâne un milion de ani. Asta e teoria standard. Uh -huh. Praful se așează, nu este atmosferă și stă acolo un milion de ani. Deci, Ui? praful pe care a călcat Armstrong era vechi de un milion de ani. Deci, îți dai seama ce mizerie era acolo? Păi asta zici că și eu, că eu, că nu proști. mi se pare corect. Că zici că te-ai dus într-un spațiu mai civilizat, că acolo descoperi că și acolo e praf, mă rog, în fine. De un milion de ani, adică da, 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 puteau da, și da, să da. curețe înainte să facă filmarea. dați cum cu mâna acolo. <laughs> 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 no. Math is a wonderful thing. Math is a really cool thing. Mi-aduc aminte că. poate am citit undeva că la un moment dat, te-ai gândit atunci când predai fizica să o pui pe muzică, să pui câteva lucruri teoreme sau matematică, ce era, nu mai știu exact. Era profesorul meu de matematică de la liceu. El de la general. Asta. El făcea matematica pe note. Pe, da. pe note, da. Da. Și, și mă întreb dacă, bă, într-adevăr, n-ar fi fost asta o soluție bună. În continuare și nu numai la matematică, în general. Mă sincer să fiu, deci profesorul meu de matematică din Vâlcea, Dragoș Constantinescu, care a reușit și, într-adevăr, are câteva cântece despre matematică, știi, matematica, să învățăm, să învățăm matematica pe note. Da. A reușit să facă ceva, numai că nu a reușit foarte mult până la urmă. Poate n-a ales da. genul potrivit. Poate că trebuia să facă pe manele. Păi, păi tu, te, tu te uiți vreodată pe YouTube Trending? Băi, bă, uiți m-a zice, eu n ajut ajuns niciodată, pe... tu ai ajuns vreodată pe YouTube trending? Nu, no, ce să... Păi dacă, p dacă nici tu n-ai ajuns, Nu, no, nu, no, nic... ne, nu ne primesc pe noi acolo, -am acolo stai liniștit. Dar no. niciun fel de șansă ca să ajung pe L-am <laughs> văzut odată pe Horia de la Zaya Fet că a ajuns și l-am fericitat. Bă, Horia este un exemplu minunat, chiar mă voiam să-l și laud și mă bucur că ai adus a, 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 aminte de el. Mai sunt niște băieți care merită, după părerea mea, laude. Unul dintre ei de... este Paul Lungu. Top 8, nu știu dacă știi. Sunt, după părerea mea, exemple foarte reușite, așa cum e și canalul tău, prin care educația poate ajunge la oricine e dornic să aprofundeze puțin domeniul ăsta, să se îmbogățească un pic, poate să înțeleagă mai bine uh, lumea în care trăiește sau uh, de ce niște lucruri nu sunt așa cum par la prima vedere, sau de ce anumite teorii se numesc teorii ale conspirației și nu sunt teorii ale realității. De exemplu. Tocmai prin canalele astea, cred că s-ar putea face mult bine. Și chiar mă... Dar, nu dar, am deocamdată eu... o idee, dar mă gândesc foarte serios cum, am, cum aș putea și eu să dau o mână de ajutor în sensul ăsta. Pentru că mi se pare că sunt foarte benefice dacă ar fi și mai populare decât sunt. Ele sunt, hai să ne înțelegem, Zaiafet Top 8, uh, au uh, abonați. Nu glumă, nu se joacă. Adică sunt sute da. de mii. Și asta este un fapt îmbucurător. Asta ne arată Că, iată, există speranță. Prinde, gen, prinde și genul ăsta de conținut. Da, prinde. Deși, cumva, trebuie oarecare structurare și nu-mi dau seama cum. Uh, pentru că există mulți care ar putea să facă astfel de conținut, dar care nu ajung ca să aibă vizibilitate, știi. Și cum ai zis tu, YouTube trending nu are încă secție de education, știi, sau ceva de genul ăsta. Uh, păi, este dacă o să aibă lume cred că lumea smultare. o să ocolească pe aia. Tocmai aici e ai tricou. Tricul este să încerci să faci education și să lași impresia că de fapt e doar entertainment. Ceea ce la voi începe să funcționeze povestea asta. Da, la da, Zafet funcționează, funcționează foarte bine și la Topop funcționează... Uh, uh, vreau să mai dau un exemplu. Atenție, cad Mere. Da. Sunt, da. sunt câteva canale care îmi plac foarte mult. Sunt abonat la toate canalele astea și mă uit da. cu drag la conținutul lor. Uh, și unde funcționează cu adevărat sunt la marile canale din America pe limba engleză. Știi? Așa este, da acolo unde au deja zeci de milioane sau milioane de subscriberi și unde își permit ca să facă o treabă efectiv așa cum trebuie. Și nu improvizează așa cum improvizăm noi. Așa de asta zic că pe, pe sistemul românesc sunt doar câțiva și tu ai menționat trei dintre ei. Ar fi foarte fain dacă într-un fel sau altul am putea să creem și noi în România, în limba română, ceea ce fac americanii, dar asta nu mai este, asta nu mai este efort individual, știi? Că noi nu putem să ne permitem abonații pe care iau cei din America. Așa este. Zici că ar trebui să căutăm cumva să ne întâlnim măcar într-o zi. A zice că ar fi o idee bună, cumva. Cumva, știi? Am mai vorbit și cu alte canale de YouTube care se învârt, cum sunt eu, pe la 70.000 de abonați, 60.000 de abonați, 30.000 de abonați, știi, care în esență, măi, în loc să fac eu, în loc să faci tu, în loc să facă celălalt, Așa? știi ceva, tu faci animația, eu fac testul, tu faci filmarea, Știi? Da, Băi, da, și da, facem da. un video care are impact bun, știi? Și lăsăm de la mine, adică eu las faptul că știi ceva, că e canalul meu, că ok, nu contează, tu lași de la tine canalul tău, dar în loc de la. Din, să spunem din patru uh, canale de câte 50.000 de sau 100.000 de subscriber, știi? Sau din 10 astfel de canale, facem unul care are, are și impact așa mare și merge treaba ca pe ață, știi? Așa mă gândesc, dar nu, nu reușesc ca să, ca să găsesc un concept care să funcționeze, să fie acceptabil de toată lumea. Eu eu aș fi dispus ca să-mi să pun canalul meu la bătaie, să-l combin, să, convin, să spun cu un alt canal sau ceva de genul ăsta, și să fac doar partea mea. Dar da, e bun. Da. Pe de altă parte, cred că și o susținere mai bună între aceste canale ar putea să ducă la o rată mai mare de succes. Ar Oricum, putea. Ideea, ideea acestui împreună mi se pare că ar putea să facă diferența. Nu, no, stăm și ne gândim și poate poate, poate totuși ajungem la, la proconstrucție. Uite, o să vorbesc și eu cu băieții și din respect pentru nivelul la care ai ajuns tu, o să venim noi în vizită la tine, dacă nu o să te deranjeze. În Olanda? Pupă oh. <laughs> te pupă bicicletă, dar vezi că nu scap de mine. Am, am, am mania asta, că unii duc cu bicicleta 100 de kilometri, știi? Nu-i problemă, stai liniștit. Venim pregătiți, suntem antrenați. Eu cred că toți Absolut. au făcut. Avantajul e că țara e plată. Știi? Adică 100 de kilometri P îi faci știi? Pământul dacă e rotund, erai... dar țara e plată exact. Mi-a zis mie cineva, eram în Amsterdam La un moment dat și nu știu ce l-am întrebat Dacă la un alt magazin, căutam o pereche de snickers Și l-am întrebat dacă mă duc acolo și a zis Nu, păi dacă nu ai aici, nu nici acolo Că la noi nu te supăra, dar dacă pleci prea tare de la magazinul ăsta La magazinul celălalt a ieșit în țară <laughs> <laughs> La noi trebuie să mergi încet Că dacă încep să alergi pe stradă Te trezești deja la vecini nu Și ce e interesant Olanda are un oraș și un sat care sunt belgiene, de fapt. Deci, în interior Olandei este da. o porțiune din Belgia. Acolo mergi pe o stradă, ești în Olanda, te duci pe strada cealaltă, ești în Belgia, mergi mai departe, ești, ești iarăși în Olanda, știi? E ceva extraordinar. Vă mulțumesc mult de tot. Se apropie cu pași mari un dezastru de mine, nu de dumneavoastră. <laughs> fii atent, fii atent, Cristi. Dacă îți mai aduce aminte de... Când ai zis că ai plecat din țară? 98. A, ah, ai prins, ai prins momentul ăsta. Fii atent aici. Credeți în Dumnezeu, Domnul Mi-am permis să pun întrebarea asta pentru că am văzut o dezvoltare foarte drăguță pe tema asta, dar uh, are puțin legătură și cu ceea ce spuneai tu mai devreme, cu preoți care la un moment dat se întreabă sau pun la îndoială credința în Dumnezeu. Uh, eu o să detaliez lucrul ăsta într-o carte ce va apare la sfârșitul anului, la editura Humanitas. Parcă am simțit. Uite, vezi? Uite, vezi? N-am ce să adaug, pentru că miracolul să știi că Niciodată nu ai dreptul ca să-l negi dacă este un miracol personal. Asta argumentezi și în carte. Deci, tu, dacă ai avut chestia asta și crezi în chestia asta, eu n-am niciun drept ca să-ți-l neg. Știu asta de la bunica mea, care a avut un miracol, care a văzut-o pe fecioara Maria în somn, într-o vreme în care nu se putea ridica din pat de bolnavă, ce era, și fecioara Maria i-a zis, Mărie, ridică-te și mergi, și ea s-a ridicat și a mers și a putut să crească copii, pentru că asta implora să crească copii. Uh, și uh, asta m-a învățat pe mine să nu neg niciodată miracolul personal. Uh, deci nu o să-ți ne să neg nici ție această intuiție care poate de o altă natură decât științifică, știi? Uh, cartea va avea nu numai uh, religie, deci credință și va avea povestea asta despre care spun, uh, dar va avea și neuroștiințe și va avea și fizică. Uh, fizica va fi din punctul de vedere, domnule, pe ce lume trăim, deci pe bune. Mă iau un fizician și întrebă, dar zi bă, și mie până la urmă pe ce lume trăim, știi? Așa spune și eu o să încerc să-i răspund. Neuroștiințele sunt, băi, dar de fapt, cine sunt eu mă în creierul meu, știi? Ce știm noi despre conștiință? Hai mă zi că tu ai făcut acolo, că eu am făcut la compania unde lucrez la cercetare, că ți-am zis în video, știi, am făcut și despre neuron și neuroștiințe și partea de început este partea de credință care descrie acest drum al meu în, în ortodoxie. Uh, și răspunsul este că am crezut foarte pe scurt și că mi-am pierdut credința. Uh, mi-am pierdut credința din cauza unui lucru pe care eu îl numesc uh, teroarea adevărului științific. Acea voce care spune întotdeauna că orice ai crede tu ar putea să nu fie adevărat. Știi? Uh, acea voce, ciocanul acela care bate știi, întotdeauna și spune este, este oare adevărat, este oare adevărat, este oare adevărat. Și această luptă, care este o luptă interioară până la urmă pentru orice om de știință care se apropie de credință, este și o, lume, și o luptă exterioară, pentru că asta se vede și în lumea exterioară, unde avem știință și avem instituția credinței, care este, să spunem, religia ortodoxă sau biserica ortodoxă, știi, și apar fricțiuni în exterior, așa apar și fricțiuni în interiorul omului. Și deci, răspunsul pe scurt este că mi-am pierdut credința și uh, o simt sincer să fiu de foarte multe ori ca o pierdere, pentru că te simți singur în Univers și la un moment dat realizezi că Universul ăsta chiar nu-i pasă de tine. De fiecare dată când ești bolnav, de fiecare dată când ai o durere, știi? simți durerea cât se poate de adânc. Și universul ăsta nu spune, bă, ce gânduri ai, ce gânduri faine ai tu, Andy. Bă, ce poezie frumoasă ai scris tu, Andy. Ce treabă bună faci tu, Andy, acolo la YouTube. Chiar ajuți oamenii. Știi, universul nu zice asta, știi? Îți dă o boală, îți dă o suferință și te lasă ca să o porți, singur, știi? Deci cu atât mai mult se simte pierderea, pierderea credinței acolo unde ai un suport. Știi? Ăsta este răspunsul super scurt și răspunsul pe larg în carte atunci când ea o să apară. Te-am întrebat asta pentru că mi-am adus aminte de o scenă din serialul The Crown în care uh, mama prințului consort Philip îl întreabă atunci când revine la Buckingham Palace cum mai stă el cu credința? Uh -huh. Și el spune, ai pus degetul pe rană. Exact cum spui și tu, a zis, asta este marea mea problemă, că mi-am pierdut credința. Iar ea îi spune, Find yourself a face. It helps. No. Not just helps. It's everything. Și aici mă întreb dacă nu cumva, tocmai din pricina faptului că unii oameni și-au pierdut credința, care până la urmă înseamnă o încredere dusă la sublim, da? Este încredere absolută în. Diverse instituții, în diverse repere. Dacă nu cumva, tocmai pierderea acestei credințe îi face să îmbrățișeze mai degrabă teoriile astea ale conspirației. Da, să știi că în mare parte ai dreptate. Și o să-ți dau un exemplu care pe mine mă întristează, și anume lipsa de încredere în politicieni în urma acestor 30 de ani ne-am pierdut atât de mult încrederea în politicieni, încât trebuie să vină acum cineva ca e un fel de mesia, ca să mai avem încredere în el. Înțelegi? Uh, și mi se pare cum se păgubos. Păgubos, pentru că dintre noi sunt întotdeauna oameni care chiar sunt bine intenționați în politică, știi? Și în loc ca să, să, le punem bariere și să spunem, da, da, uite, acolo ai făcut chestia aia, nu mai am încredere în tine, iarăși ai mințit, măi, ok, Nimeni nu este perfect, dar să-i lăsăm oarecum să crească, înțelegi? Și să -s -s le dăm încredere, pentru că cineva trebuie să facă și politica. Așa este construită democrația. Cineva trebuie să facă politica. Ori dacă noi stăm în spate și nu dăm votul în niciunea și nu, domnule, că și așa nu mă interesează, nu, domnule. Păi până la urmă ăia răi o să ajungă acolo și ei ne conduc și ei iau deciziile pentru noi. Noi măcar trebuie să avem curaj să spunem, ok, mă, tu nu ești să bandi, tu nu ești mă deștept. Știu că ai făcut niște prostii la un moment dat, dar știu că ești bine intenționat și știu că înveți și ești mai bun decât celălalt. Uite, eu îți dau ție votul ăsta de încredere. Hai să văd cât poți să faci, știi? Adică îmi pare rău că s-a pierdut încrederea asta și încrederea în politică o văd ca pe cea mai mare pierdere, dintre toate pierdere pe care le-am avut în ultimii 30 de ani. Poate că așa ar trebui să reîncepem, de fapt, povestea noastră a oamenilor, reconstruind încredere. Poate că asta ar fi cea mai bună variantă prin care putem combate teoriile conspirației atunci când ele vin și par atât de spectaculoase, pentru că au fost dintotdeauna și dintotdeauna au atras oamenii prin prisma a tot ceea ce am discutat noi astăzi în întâlnirea noastră. Da, Poate și că asta e soluția. Mine... Nu dându-le la o parte. Nu obligând oamenii să facă ceva sau altceva. Și pur și simplu da, ajutând oamenii de... să recâștige încrederea. Acolo unde chiar ar merita să o aibă. Da, și cred că aici este și rolul nostru al oamenilor de știință a cercetătorilor că eu asta sunt cercetător, inventator, știi? Da, știu. Și, și, și tocmai de asta fac și lucrul ăsta. Știi? Dacă mai fac videouri în care să mai spri lucrurile respective, o fac pentru că, uite măi, sunt un om de știință, au făcut două facultăți, am făcut un doctorat în fizică, știi? Am făcut cercetare, am publicat lucruri la cele mai mari reviste din lume, știi? Adică, totuși, am citit despre lucrurile astea. Vă rog frumos, măcar să aveți încredere în mine că ceea ce spun, nu tot ceea ce spun, dar lucrul ăsta e explicat aici, când e, care e vorba de fizică, totuși ar putea să fie adevărat. Nu zic nici măcar că este adevărat, știi? Ar putea să fie adevărat. Și atunci mesajul meu este, eu înțeleg încă o dată să vă îngrijorați, că sunt foarte multe lucruri de care să ne îngrijorăm, dar de alte lucruri chiar nu, nu trebuie să ne îngrijorăm sau să ne îngrijorăm mai puțin. Până la urmă, Andi, am pornit cu râsul, hai să terminăm cu râsul, avem o viață, știi? Așa Și e. Hai să ne bucurăm de ea, știi? Atât, atât cât există. existăm. Că să știi că universul ăsta nu e darnic cu noi. Așa Universul ăsta are miliarde de miliarde de ani, poate trilioane de ani, și nu ne-a dat acolo câțiva zeci de ani. Așa este. Și o să te întreb în final, Cristi, dacă prin cercetările tale pe care le-ai făcut de-a lungul anilor, ai descoperit ce făceau indienii cu pieile de cai. Nu știu ce făceau indienii cu pieile de cap. Știu că indienii luau scalpul și după aia îl puneau undeva ca să arate că ce puternici au fost ei. Dar cu pieile de cai nu, făceau corturi, ce făceau din ele? Țineau ca în ele, Cristi. <laughs> Asta ai avut o scrisă unde, Hai că -ai scris pe ai avut o scrisă pregătită Normal mine. că am pregătit-o pe final. ai zis că vrei să terminăm să râdem. <laughs> Scuze dacă am mai și exagerat, dar ne-am dorit atât eu cât și Cristian am presură, doar să vă stârnim să vă puneți întrebări. Mă rog, ar fi de dreptul minunat dacă ați încercat să răspundeți și voi la întrebarea din titlu. De ce oare prin tot mai mult teren teoriile conspirației? Oricum ar fi, oricum ați privit subiectul, sub orice formă ați încercat să mă surprindeți. Vă promit că nu iau nimic personal, deci vă aștept inevitabil mai jos printre comentarii. Sunt Andy Moisescu, mă înclin. Voi bună!